sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Marina Tauber a fost eliberată din penitenciarul 13 și a fost plasată în arest la domiciliu. Deputatul Partidului Șor va purta o brățară electronică. Podul de pe strada Mihai Viteazul a intrat în reparație, iar pe una din benzile de circulație traficul a fost sistat. Vă spunem la știri cum s-a circulat astăzi pe acolo. Ucrainenii afirmă că recuceresc cu succes teritoriul după teritoriul nord-estul țării, deși s-au retras de la Harkov, rușii continuă să bombardeze Donetskul și Nicolaevul. Marina Tauber a fost eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău, după ce avocații au contestat decizia primei instanțe. Deputatul Partidului Șor va purta o brățară electronică și are interdicția de a discuta cu persoanele vizate în dosar. Colegii penal decide. Admitere cursul comun al avocaților Aureliu Corienco și Denis Calaida casează total încheierea judecătoriei Chișinău, sediu Ciocana, din 7 septembrie 2022 și pronunță nouă hotărâre prin care admite parțial demersul procurorului și dispune prelungirea în privința Marinei Tauber, măsura preventivă sub formă de arestare la domiciliu pe un termen de 20 de zile. Astfel, Marina Tauber a fost eliberată chiar din sala de judecată. Este o decizie parțial operatoare. Eu aștept ca să pot în cel mai scurt timp să revin la lucru în Parlament, pentru că se începe sesiunea parlamentară nouă. Deci, desigur că arest la domiciliu este o măsură mai bună decât să stai în închisoare, dar eu aștept la, nu că la o măsură, dar în genere să pot să activez în mod normal. Așteptată de mai mulți simpatizanți în fața instanței, Tauber a făcut baie de mulțime. Eu sincer vă spun, nu îmi vine să cred că eu am ieșit undeva, așa că am emoții foarte mari. Eu consider că recursul avocaților a fost foarte întemeiat. Noi am prezentat toate probele în fața instanței de recurs. Judecătorii de la Curtea de Apel au decis totodată că Marina Tauber nu va putea folosi telefonul, nu va putea discuta cu persoanele vizate în dosar și va purta o brățară electronică. Marina Tauber este învinuită pe două capete de acuzare, falsificarea raportului de gestionare financiară a Partidului Șor pentru primul semestru al acestui an și acceptarea cu bună știință a finanțării partidului de către un grup criminal organizat. În iulie, ea a fost reținută după ce a rămas fără imunitate parlamentară, iar ulterior a fost plasată în arest la penitenciarul numărul 13. Tauber se declară nevinovată și spune că totul s-ar face la comanda guvernării, acuzații respinse de PAS. La 3 ani de când experții au stabilit că trebuie reparat de urgență, podul de pe strada Mihai Viteazul a intrat în reparație. Traficul pe banda de circulație pe sensul de mers din sectorul Râșcani spre Buiucani a fost sistat în timp ce muncitorii lucrează și pe partea inferioară a podului, în special la consolidarea coloanelor. Prima etapă de reabilitare se va încheia la sfârșitul acestui an. Cea de-a doua va fi reluată la anul și va dura până în 2024. Traficul pe o bandă de circulație pe sensul de mers din sectorul Râșcani spre Buiucani a fost sistat. Pentru a restricționa accesul au fost montați bolari, spiloni din plastic și indicatoare. Potrivit responsabililor de lucrări, prima etapă presupune strămutarea și modernizarea rețelei de contact. Au început lucrările și pe partea inferioară a podului, în special la consolidarea celor 20 de coloane. Aceste lucrări ar urma să se încheie pe 29 decembrie. Мы должны все эти колонны привести в соответствие с проектной документацией, то есть мы должны их раскопать, мы должны усилить эти колонны, перейти с диаметра 1,40 м на диаметр 1,70 м, заармировать, забетонировать. Iar a doua etapă de reabilitare a podului presupune înlăturarea asfaltului până la grinzele suprastructurii, care la necesitate vor fi reparate sau înlocuite și turnarea unui strat nou de asfalt. În paralel va fi schimbat și sistemul de iluminat. În tot acest timp, traficul pe pod va fi sistat parțial. Nemulțumiți de faptul că lucrările s-au început atât de târziu, locuitorii capitalei s-au bucurat totuși că podul va fi în sfârșit reparat. Când vine iarna, atunci să pui că de reparație. Nu trebuie mai decât timp, din primăvară. Timpul se schimbă, va începe ploua
то транспорт мы не садусь. Это будет неудобство, но они все-таки потом это возместятся, и у нас же будет хорошо. Это надо делать. Давно уже надо, там все мосты, там на Измайловской тоже мост очень поломанный. Я вообще не боюсь пробок, надо терпение иметь. Acum 3 ani, podul de pe strada Mihai Viteazul a fost supus unei expertize care arăta că acesta trebuie reparat urgent. Însă, abia în luna iulie a acestui an, primăria a anunțat că 3 companii, una din Ucraina și 2 de la noi, au câștigat licitația pentru a efectua lucrările, după ce 4 licitații au eșuat. Pentru renovarea totală a podului din bugetul municipal s-au alocat peste 100 de milioane de lei, iar lucrările se vor încheia peste 2 ani. Din anul 1974, de la darea în exploatare, podul de pe strada Mihai Viteazul nu a fost supus reparațiilor complexe niciodată. În Chișinău sunt 20 de poduri. Datorită unui proiect european de eficientizare termică, liceul Nicolae Gogol din capitală va face economii la facturile din acest an de cel puțin 30%. Asta după ce acolo a fost renovat sistemul de încălzire și cel de distribuție a căldurii și au fost făcute mai multe modernizări. Все 12 лет я находился в этой школе, и радиаторы были очень старые, все очень было старое, тепло, хорошо, не нужно в куртках сидеть, были моменты. Anul viitor, cel puțin 9 spitale din țară ar putea fi eficientizate energetic după modelul acestei școli, datorită unui grant în valoare de 15 milioane de euro oferit de UE și gestionat de BI. Vă spunem detalii la știri. Comisia Europeană propune oficial măsuri de reducere a consumului de electricitate în statele membre, precum și plafonarea veniturilor companiilor energetice. Anunțul a fost făcut de șefa executivului european într-un discurs susținut în Parlamentul European. Totodată, Ursula von der Leyen a declarat că a venit momentul ca UE să investească în puterea democrațiilor, punctând că blocul comunitar nu este complet fără Ucraina, Moldova, Georgia și țările din Balcanii de Vest. We should strive to expand the core of these democracies. This starts with those that are already on the path to our union. We must be at their side by every step and every day. And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia, to know, and I think I speak in the name of this noble house, you are part of our family, you are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. În cadrul sesiunii parlamentare, Ursula von der Leyen a anunțat că propune plafonarea veniturilor tuturor companiilor din energie, atât a celor de distribuție a electricității, cât și a celor petroliere și a furnizorilor de gaze. We are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for. Profits must be shared and channeled to those who need it most. Potrivit președintelui Comisiei Europene, măsura ar aduce milioane de euro în bugetul blocului pentru a putea face față crizei. Our proposal also includes the fossil fuel electricity producers who have to give a crisis contribution. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow directly. These are all emergency and temporary measures we are working on, including our discussion on gas price caps. Membrii Comisiei Europene pregătesc și un pachet de măsuri privind problemele de furnizare a gazului către Europa. We need to keep working on lower gas prices. The security of supply, because the gas still has to come to the European Union, the energy of all. On the other hand, if it's too expensive, it's damaging our global competitiveness. So we will develop with the member states a set of measures to take into account the specific nature of our relationship with suppliers, ranging from unreliable suppliers such as Russia to reliable friends such as our Norwegian friends, for example. Prima doamna Ucrainei, Olena Zelenska, a fost invitată de onoare a ședinței Comisiei Europene. Ea a fost aplaudată în picioare de eurodeputați în frunte cu președintele Roberta Metsola. Olena Zelenska with us on this important day.
După ședință, șefa executivului european, Ursula von der Leyen, va merge într-o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodymyr Zelensky. Armata ucraineană continuă să înregistreze progrese considerabile în regiunea Harkov. Președintele Volodymyr Zelensky anunță că mii de kilometri pătrați din teritoriul din nord-estul țării au fost eliberați și securizați. Între timp, militarii ruși își intensifică atacurile asupra zonelor rezidențiale din Nicolaev și Donetsk, unde 5 persoane au fost ucise. În Bahmut, regiunea Donetsk, 5 persoane au murit după ce mai multe rachete au lovit infrastructura civilă. Atacul a vizat școli și case de locuit, clădirile fiind aproape distruse, și orașul Nicopol din regiunea Dnipropetrovsk a fost ținta rachetelor rusești noaptea trecută, acolo fiind trase cel puțin 20 de obuze. În urma atacului, mai multe case au fost făcute scrum. Nu a fost liniște nici în orașul Nicolaev, unde ținta bombardamentelor au fost zonele rezidențiale. O cameră de supraveghere din apropiere a surprins unul dintre atacuri. În urma bombardamentelor, o clădire cu apartamente a fost distrusă. Între timp, liderul de la Kiev a mers într-o vizită în orașul Izium, recent eliberat de sub ocupația rusă. Volodymyr Zelensky a parcurs 600 de kilometri pentru a se întâlni cu militarii care au ajutat la recuperarea teritoriului și au arborat drapelul național. Зараз на центральній площі Ізюма, поруч з розбомбленою варваними орками міською радою, готується процедура підняття державного прапору України. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că Ucraina are cucerit mii de kilometri pătrați, aparent toți în regiunea nord-estică Harkov. Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека. Potrivit lui Zelensky, aproximativ jumătate din această zonă a fost securizată. Ministerul Britanic al Apărării afirmă că este foarte probabil ca Rusia să fi desfășurat pentru prima dată vehicule aeriene iraniene fără pilot în Ucraina. Britanicii scriu că este aproape sigur că Rusia se aprovizionează din ce în ce mai mult cu armamente de la alte state puternic sancționate, cum ar fi Iranul și Coreea de Nord, pe măsură ce propriile sale stocuri se diminuează. Pe o ploaie măruntă, sub privirile a zeci de mii de oameni, regina Elizabeta a II-a s-a întors acasă la Palatul Buckingham. Sicriul cu trupul neînsuflețit al suveranei a fost întâmpinat de regele Charles al III-lea și regina consoartă, dar și de alți membri ai familiei regale. Sute de mii de oameni sunt așteptați să și-a rămas bun de la cea care le-a fost regină vreme de 7 decenii. Aseară, sicriul cu trupul neînsuflețit al suveranei a ajuns la Londra. Zeci de mii de oameni care au așteptat-o pe regină la porțile Palatului Buckingham au întâmpinat-o cu aplauze și o mare de lumini de telefoane. În interiorul palatului, sicriul a fost întâmpinat de regele Charles al III-lea, i-au stat alături fiii William și Harry și toți ceilalți membri ai familiei regale. Sute de mii de oameni sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu reginei în următoarele zile. To us, and I think she was an amazing lady that did. Pentru a face față fluxului mare de oameni, autoritățile au stabilit că rândul nu va depăși o lungime de 8 kilometri. Cei care vor veni să și ia rămas bun de la regină vor primi brățări colorate și numerotate, care vor arăta locul lor în coadă. Sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Elizabeta a fost transportat din Scoția la bordul unei aeronave a forțelor aeriene regale. În avion s-a aflat doar fiica sa, Anne, conform dorinței mamei sale. Aproape 5 milioane de persoane au urmărit cursa aeronavei ce o transporta pe Elizabeta la Londra. Cifra este una istorică și doboară recordul anterior atins luna trecută în timpul vizitei lui Nancy Pelosi în Taiwan. Același avion a fost folosit recent pentru misiuni umanitare în Ucraina, iar anul trecut pentru evacuarea civililor din Afganistan. În cele 24 de ore cât sicriul a stat în capitala Scoției, potrivit estimărilor guvernului, peste 26 de mii de oameni au venit să-și ia rămas bun de la suverană. Astăzi, sicriul va fi depus la Westminster Hall, unde va rămâne până lunea viitoare, ziua în care regina va fi înmormântată.
Invitat la o bere de unul dintre fanii adunați la un eveniment de săptămâna trecută, pe când încă era prinț, regele Charles a avut un răspuns cu adevărat amuzant. Should we go for a beer? What? Should we go for a beer? Where? Anywhere. Filmul acela a devenit viral, adunând milioane de vizualizări zilele trecute după ce el a fost încoronat. Revenim cu detalii la știri. Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova 15 milioane de euro pentru reabilitarea energetică mai multor spitale din țară. Banii vor fi folosiți pentru izolarea termică a clădirilor și pentru sisteme de încălzire și răcire eficiente, astfel consumul de energie va fi redus, respectiv și cheltuielile. Până acum, 18 școli și grădinițe din capitală au fost eficientizate energetic cu bani europeni, iar administrația spune că din acest an facturile vor fi mai mici. Liceul teoretic Nicolae Gogol este unul din cele 18 instituții de învățământ din capitală care acum 2 ani au început să fie reabilitate termic. A fost reabilitat exteriorul clădirilor liceului, astfel au fost izolați termic pereții, subsolul, dar și acoperișul. Totodată au fost înlocuite ferestrele și ușile, cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic. Schimbări s-au făcut și în interiorul școlii. A fost renovat sistemul de încălzire și cel de distribuție a căldurii, a fost modernizat sistemul de ventilare și instalate becuri LED. Profesorii și elevii spun că văd și simt diferența după modernizare. Приходя на работу, ты ощущаешь свежий воздух. Нет холода в зимний период времени. Все 12 лет я находился в этой школе, и радиаторы были очень старые, все очень было старое, тепло, хорошо, не нужно в куртках сидеть, были моменты. De asemenea, a fost schimbat pavajul, reparate scările exterioare, sistemul de drenaj, dar și piscina școlii. Плитку заменили на новые технологии, заменили на лайнер. Здесь у нас теплый пол. Pe acoperișul instituției au fost instalate panouri fotovoltaice cu o capacitate de 30 de kW. Directorul liceului spune că abia în acest an instituția va putea face economii după ce a fost reabilitată energetic. Сегодня, например, коммунальные услуги это одна из самых таких затратных сторон такого большого учебного заведения. Мы рассчитываем на то, что это будет порядка 30% экономии денежных средств по отоплению. По электричеству где-то будет порядка 25-30%, может быть и больше. Lucrările au costat peste 1.650.000 de euro, banii fiind oferiți printr-un împrumut de la BI, BERD, un grant din partea E5P, iar o parte a fost contribuția primăriei. Potrivit directoarei, în urma calculelor făcute, investiția va fi recuperată în următorii 4 ani. Anul viitor, cel puțin 9 spitale din țară ar putea fi eficientizate energetic după modelul acestei școli. În acest sens, astăzi a fost semnat un acord de grant în valoare de 15 milioane de euro oferit de UE și gestionat de BI. Grantul completează împrumutul de 60 de milioane de euro acordat de BI și BERD, iar contribuția guvernului în cadrul acestui proiect va fi de 19 milioane de euro. Vom face tot posibilul să trecem în termen cât mai scurt procedurile de ratificare a acordului semnat azi cu Banca Europeană de Investiții și să elaborăm studiile de fezabilitate necesare pentru a putea trece la treabă. Ne dorim că la începutul anului viitor deja să înceapă construcția la obiectivele menționate mai sus. PNU susține că după efectuarea lucrărilor, consumul de energie va fi redus, iar spitalele vor economisi circa 5 milioane de euro anual. Deși țara noastră se confruntă cu o criză energetică acută și are un război la graniță, leul moldovenesc rămâne stabil față de euro sau dolar. Mai mult, guvernatorul Băncii Naționale prognozează că nu vor exista fluctuații nici în perioada imediat următoare, așa cum instituția are suficiente rezerve pentru a interveni pe piața valutară. Experții spun că întărirea monedei naționale nu are atât efecte pozitive cât și negative asupra economiei și asupra buzunarelor cetățenilor. Leul moldovenesc este, bine, relativ stabil față de un portofoliu de valute, dar punctual față de dolar. Noi avem o depreciere ușoară de la începutul anului cu circa 9% și o ușoară apreciere față de euro. Aprecierea față de euro este legată de faptul că
propriu-zis, euro s-a depreciat pe bursele internaționale față de dolar. Valoarea leului rămâne stabilă, deși avem un război la graniță și ne confruntăm cu mai multe crize datorită nivelului sporit de remitențe, exportului puternic și a ofertei de valută în exces. În trecut am avut o recoltă record de producție agricolă și atât încă acele exporturi continuă și anul acesta și în trimestrul 1 și 2, chiar în trimestrul 3, continuă să genereze venituri. Expertul economic Viorel Gârbu spune că pentru businessul moldovenesc ar fi bine să existe totuși o depreciere a leului. Atunci când ai inflație atât de mare, este firesc leul să se deprecieze. Nu doar firesc, dar și corect pentru a menține un anumit ritm a activităților economice, pentru a ajuta agenții economici să se descurce în această perioadă foarte dificilă. E faptul că noi avem un leu puternic, lovește, lucrul acesta afectează foarte mult, masiv, economia. Experții menționează că BNM menține stabilă valoarea leului pentru a tempera inflația și a stopa creșterea prețurilor. Și un leu puternic este relativ bine pentru populație, deoarece scade presiunea inflaționistă. Noi foarte multe produse le importăm și un leu puternic înseamnă că prețurile nu vor crește. Dar, pe de altă parte, are și impact negativ. Suferă industria construcției. La ei tot vânzările sunt euro, prețurile au crescut, euro a scăzut, el are de cumpărat atât în lei. Producătorii noștri care exportă, el are un leu puternic și el pentru valuta care o câștigă plătește mai puțin lei. Guvernatorul BNM spune că la iarnă presiunea pe piața valutară va crește, iar instituția este pregătită să intervină în caz de necesitate. Noi avem suficiente rezerve, ați văzut ultimele statistici, noi iar ne-am ridicat peste 4 miliarde de dolari la nivelul rezervelor ale statului și cred că avem suficient ca să asigurăm stabilitate în piață. În prezent, inflația în țara noastră a ajuns la 34%. În acest sens, Banca Națională a anunțat astăzi că a menținut rata de bază până la 21,5%, adică a scumpit banii ca să țină sub control creșterea prețurilor. Pentru astăzi, Banca Națională a stabilit un curs valutar de 19 lei și 36 de bani pentru un dolar și 19 lei și 63 de bani pentru un euro. Plimbările cu trotineta se pot încheia cu amenzi în cazul în care nu vor fi respectate noile reguli aprobate astăzi de guvern. Este pentru prima dată când regulamentul circulației rutiere devine obligatoriu și pentru cei care folosesc un astfel de mijloc de transport. Așadar, circulația va fi permisă doar pe pistele special amenajate, iar în cazurile în care acestea lipsesc, circulația pe carosabil va fi permisă doar persoanelor care au peste 16 ani. Dacă trotineta are o capacitate mai mare de 500 de W, cel care o deține cine va trebui să aibă permis de conducere. Jos! De jos să trece pe aici, nu cu copiii, brat. Cei care vor circula ca tinerii din imagini, câte doi pe o trotinetă sau fără a coborî de pe aceasta, atunci când traversează strada pe zebră, trebuie să știe că încalcă legea. Și asta pentru că, în premieră, acest tip de transport a fost inclus în regulamentul circulației rutiere, iar noile reguli au fost votate la ședința guvernului. S-a făcut reglementarea fixă a capacității de motorizare de până la 500 de W și a capacității de dezvoltare a vitezei de până la 25 km de oră pentru trotinetele electrice. Dacă vehiculul menționat înregistrează parametrii mai mari, persoana este obligată să parcurgă procesul de școlarizare pentru a obține dreptul special de a conduce pentru subcategoria AME. Noile reguli interzic circulația pe trotuare decât dacă sunt benzi special amenajate, inclusiv cele pentru bicicliști. În cazurile în care acestea lipsesc, circulația pe carosabil va fi permisă doar celor care au peste 16 ani. Nu uitați să aveți buletinul de identitate în buzunar. Totodată este recomandat să purtați casca de protecție. În timpul deplasării este interzis să folosiți telefonul mobil sau căștile. Circulația trotinetelor pe drumurile naționale, unde viteza este de peste 50 de km pe oră, este interzisă, iar persoanele în stare de ebrietate nu au voie să se plimbe cu trotineta. Conform proiectului, noile reguli vor intra în vigoare în termen de 30 de zile. Cei care le vor încălca vor fi amendați cu până la 3.000 de lei.
Anul acesta este unul greu din punct de vedere economic pentru agricultori, având în vedere scumpirile la inputuri generate de război, dar și seceta cu care a afectat culturile, confirmă experții în economie. Totuși, specialiștii spun că instituirea unei stări de urgență în acest domeniu nu este suficient de justificată. Economiștii afirmă că guvernul nu este capabil să facă acum mai multe pentru fermieri, întrucât toate eforturile trebuie să fie concentrate pe criza energetică fără precedent cu care se confruntă țara noastră. Anul acesta s-a început foarte nereușit pentru agricultori, că au avut costuri fără precedent de mare creșteri la motorină, 2 ori, și la fertilizanți de 4, 5, 6 ori. Avem seceta din acest an și noi estimăm că producția agricolă în valoare reală va fi mai mică decât anul trecut, în cel mai bun caz cu 10%, poate adeveri 20%. Asta înseamnă în termeni reale 5-7 miliarde de lei pierdere, ratări de venituri comparativ cu anul trecut. Pe lângă asta, agricultorii se confruntă și cu probleme legate de export, iar interdicția impusă recent de Federația Rusă a afectat și mai mult prognozele de scădere a veniturilor în agricultură. Guvernul real nu are cum să ajute. Deci tot efortul guvernului este acum concentrat ca să asigurăm un minimum de creșteri de venituri pentru bugetari care se află într-o situație foarte dificilă. Și doi, guvernul este nevoit ca toate resursele posibile și imposibile, granturile care vin și alte eforturi, să le concentreze pe depășirea crizei energetice. Nu putem judeca prin prisma unei prioritizări a crizelor. Este important să gândim per ansamblu și sistemic, pentru că în egală măsură este la fel de rău și dacă menajele nu au ce pune pe masă și cum este la fel de rău dacă nu au cu ce se încălzi. Sunt ambele situații nefericite. Chiar dacă anul a fost secetos, analiștii afirmă că siguranța alimentară nu este supusă unor riscuri. Totuși, cantitatea produsă va fi cu siguranță mai mică, ceea ce nu neapărat este rău pentru agricultori. O recoltă globală mai mică înseamnă nemijlocit și prețuri mai mari și atunci dacă lăsăm agricultorii să poată valorifica conjunctura favorabilă la prețuri și nu îi punem la perete astăzi cu intenția de a rambursa credite luate pentru a fi investite în recolta anului 2022, atunci aceștia ar trebui să fie capabili din roada vândută să fie sustenabili pentru a-și continua activitatea. Este justificată această cerere de a institui stare de urgență în domeniul agricol? După mine, în energetică situația e mai gravă decât în agricultură, dar asta nu înseamnă că nu trebuie stare de urgență în agricultură. Guvernul pur și simplu acum se concentrează pe soluționarea problemei în domeniul energetic. Ieri, reprezentanții mai multor organizații de agricultori au anunțat că vor ieși la proteste dacă guvernul nu va accepta să vorbească cu ei despre instituirea stării de urgență în agricultură, anularea plăților pentru credite, dar și anularea plăților pentru datoriile la inputuri. Ministrul Agriculturii a spus că amână data achitării impozitelor pentru agricultori și a precizat că este în discuție cu Ministerul Finanțelor pentru a veni și cu alte măsuri, inclusiv restituirea TVA pentru ca fermierii să-și poată achita unele datorii. Agricultorii impun ultimatum guvernului, aceștia cer să fie instituită stare de urgență, să fie amânate anumite datorii acumulate în acest an și să le fie achitat integral TVA-ul ca să poată plăti impozitele și creditele. În caz contrar, amenință cu proteste săptămâna viitoare. Ministrul Agriculturii a anunțat că termenul de achitare a impozitelor va fi prelungit până la sfârșitul lunii noiembrie. Nu ne dorim destabilizări. Noi nu vrem să facem politică. Noi am înaintat unele revendicări care a menționat domnul Cosarciuc. Foarte clare, foarte stricte. Nu cer cheltuieli adăugători din bugetul de stat. Deci nu merge vorba de bani suplimentari. Merge vorba de o mână de ajutor pentru agricultorii care au fost afectați. Membrii Federației Naționale a Fermierilor, ai Asociației Forța Fermierilor și cei de la Moldova Fruct s-au întrunit într-o ședință comună și au enumerat un șir de revendicări către guvern. Amânarea unor plăți la inputuri, amânarea plăților la credite, folosirea acelor
bani pe care a plătit fermierii și se află la, în contul Ministerului Finanțelor, cum ar fi taxa pe valoare adăugată, să fie folosite pentru achitarea datoriile pe care le au fermierii la impozite. Agricultorii afirmă că dacă autoritățile nu vor interveni, atunci mai multe întreprinderi mici și mijlocii vor falimenta. Aceștia insistă pe instituirea stării de urgență, deși ministrul agriculturii a declarat că asta nu se va întâmpla. Aici a discutat domnul ministru cu băncile comerciale, cu importatorii de inputuri, neavând un act legal la mână, este egal cu zero. Situația asta excepțională trebuie să fie fixată într-un document juridic. Fără acest document, băncile, mai ales care sunt cu capital străin, nici nu vor să discute cu noi. Fermierii au solicitat din nou o întrevedere cu Natalia Gavrilița și ministrul Finanțelor. Reprezentanții de la guvern ne-au spus că agricultorii au suficientă atenție din partea ministerului de profil, iar ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a anunțat câteva măsuri pentru agenții economici din domeniu. Pentru producătorii agricoli care au avut de suferit ca urmare a secetei severe din anul 2022, se stabilește termenul achitării impozitului în cazul bunurilor imobiliare nu mai târziu de data de 25 noiembrie anul curent. Derogarea se face doar pentru agricultorii care au avut de suferit după secetă în baza actelor de constatare întocmite de către comisiile locale pentru situații excepționale. Ministrul susține că se lucrează și la elaborarea altor măsuri, una fiind solicitată astăzi de fermieri. Compensarea din contul TVA-ului datorat de stat pentru agenții economici a impozitelor și taxelor. Vladimir Bolea a anunțat totodată că rata dobânzii la unele credite investiționale se reduce cu 8,5% pentru o perioadă de 6 luni. Această decizie este valabilă pentru proiectele IFAD și Livada Moldovei. Ministrul Agriculturii și-a încheiat discursul cu un apel către fermieri. Atunci când țara intră în pas și în pact, toți se unesc pentru a găsi soluții. Toți se axează pe rezolvare de probleme, dar nu creează condiții de dezbinare, nu contează condiții de promovare a intereselor politice a cui n-ar fi. Victorii pentru echipele din Germania în Liga Campionilor, Bayer Leverkusen și Bayern München, s-au impus cu o diferență de 2 goluri în partidele de aseară și Eintracht Frankfurt a înregistrat un succes în duelul cu Marseille. Meciul însă s-a făcut remarcat prin conflictul izbucnit între fanii celor două formații, care au aruncat cu torțe și artificii unii în alții. Mariana Drăguțan a ratat șansa să-și treacă în palmares medalia de bronz de la, de la Mondialul de Lupte. Cu mai multe detalii, revenim în câteva minute la știrile din sport. Împușcăturile și bombardamentele la granița dintre Armenia și Azerbaidjan continuă. Ministerul armean al apărării a anunțat noi atacuri din partea militarilor azeri în cursul zilei de astăzi. Între timp, autoritățile de la Moscova susțin că depun efort pentru a ajuta la detensionarea situației dintre cele două state. Potrivit Ministerului armean al apărării, forțele militare azere au lovit cu artilerie punctul de desfășurare al serviciului rusesc de graniceri, informație neconfirmată de autoritățile de la Baku. Azerbaidjan a folosit artilerie, mortiere și arme de calibru mic în atacul de miercuri dimineață. Situația de la granița Armenia-Azerbaidjan rămâne tensionată, se arată în comunicatul Ministerului armean al apărării. Kremlinul a făcut apel la calm și susține că încearcă să evite izbucnirea unui nou conflict. Переоценить роль Российской Федерации, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются. Cele două țări vecine au dus războaie în anii 1990 și în 2020 în regiunea Nagorno-Karabakh, o enclavă azeră populată de armeni. 6 săptămâni de lupte din toamna anului 2020 au provocat peste 6500 de morți și s-au încheiat cu încetarea focului intermediată de Rusia. Prin medierea Moscovei, Azerbaidjanul și Armenia au convenit să înceteze complet ostilitățile și să efectueze un schimb de prizonieri și de morți. Ca parte a acordului, Armenia a cedat zone de teritoriu pe care le controla de 10 de ani, iar Moscova a desfășurat aproximativ 2000 de soldați ruși, numindu-i pacificatori, care supraveghează fragilul armistițiu. Un filmuleț în care regele Charles este invitat la o bere de către un britanic de rând a devenit viral datorită răspunsului proaspătului monarh. Charles, can we go for a beer? What? Can we go for a beer? Where? Anywhere.
Răspunsul a făcut ca mulțimea, inclusiv membrii familiei regale, să izbucnească în râs. Imaginile au fost filmate acum o săptămână când Charles era încă prinț și au adunat milioane de vizualizări zilele trecute după ce a ajuns rege. Bărbatul care a venit cu invitația a spus că nu se aștepta ca Charles să-i răspundă și că și-a dorit mult să-l cunoască personal. Cei doi au schimbat câteva vorbe, iar la final noul rege i-a urat bărbatului toate cele bune. Ploaie cu grindină la o temperatură de peste 45 de grade Celsius la Dubai. În zilele următoare, întreaga țară va fi cuprinsă de vreme instabilă, anunță meteorologii. Sinopticienii au declarat că sunt așteptate ploi abundente însoțite de rafale puternice de vânt. Condițiile meteo vor reduce vizibilitatea, iar oamenii sunt sfătuiți să fie foarte atenți și în măsura posibilităților să rămână acasă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 123645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!